Bine, e de Sfântul Constantin Fierlena. Și trebuie să-ți cânt la mulți ani și trebuie să le dansezi, să te fac pe aici ca pe un star. Măcar o dată pe ea. Să ne dau cu tortul față. S-o crezi tu, asta da, să nu faci. Nu pot să mă abțin. Că mi-e strică ziua. Asta e. Eu fac curățenie. Mergem în curte dacă vrei și ne jucăm cât vrei cu înghița. Nu, vreau să-ți dau în față aici și pe aia voi strânge eu. Dar lasă-mă să am plăcerea asta, să iau tortul așa de fund pe tot. Spun, dacă e de ciocolată poți, dacă e de frișcă nu. Să spun iubirea mea, te iubesc frișcă, și bang. Dacă bang. E cu frișcă, sau un fac cu prăjit. Ce? Păi sunt transparenți. Dar mă gândeam că nu se vede la TV acum. Și dacă nu s-ar vedea la TV, se vede în casă, dar în primul știu, rând. Dar nu au venit băieții deocamdată și m-am îmbrăcat așa după duș. M-am mă fac să fie ceva peste tu. Mă duc acum. De ceva... E, sunt ștrampi, ce nu sunt colanți. De-aia mai citit odată, am citit prima dată, mai citit. Cine să crezi? Vrei să o cunoști tu? Nu, eu. Băi, nu o să-l facem tot împreună, că tradiția în Cristian nu în asta constă cu Colin de tot. Și nici nu o să-ți placă unde merg, stai niște. Nu bine, ce muzică? Cred, până acum ți-ai făcut Crăciunul acolo că erai singur, nu aveai deci soție. Băieții care au dar nu mă interesează, Crăciunul îl facem în familie. Treaba ta, o să avem mari probleme pe tema asta, eu vorbesc foarte serios. Stai. Uite-mi-te și tu cât te ne simți rest. Pau, de ce băieți, după un... Păi de dar mama voastră, nimeni. Dar de mult că trebuie să plece. Mă mir, Raimon, că nu s-a enervat deloc. Raimon, intră în casă, lasă să iese și după aia ieși tu. Te gândește căsătorește acasă, căsătorește asta civilă, da? Faci cu mine civilă. Vin prietenii, că nu chem foarte mult, prietenii, familie, rudele, în fine. Dar una este să faci aici, că îți vin și dar prietenii, îți vine și familia, dar pe lângă asta sunt foarte mulți oameni care te iubesc, te vede țara întreagă. Și altceva, deci ai o amintire mult mai plăcută, da, mult mai frumos, mult mai faimoasă e nunta decât acasă. Oricum, nunta religioasă o să o fac după ce lans bebele, la 3 luni. Ca să fac și boteză. Dar oare unde vă dormiți? Că n-ar fi material, adică... Unde dormiți după faza cu nunta? Ce? Iau apartamente, nu? La hotel? Nu, la hotel. La hotel? Deci nu vă mai trateți aici în casă. Trebuie să ne asigurăm că nu-s microfoane și camere. Da? Pe fața... Ar fi cu lumea. Sincer, lumea trage toată fac direct și lumea. Tu ne iubesc. Dacă zici iubi, iubesc la valiră. Mă auzi? La valiră. Și dacă e în 15, ce se întâmplă acum? Câte luni? 7. 7 luni de relație, Raimon Constantina, 7 luni de cuplu, la mulți ani. Mulțumim. De multe luni împreună, mulți mulțumim. Ani în afara competiției, practic o viață întreagă să fiți împreună, că asta vă doriți, nu? Vă mulțumim, s-a văzut da. Și pe materialul ăsta că vorbiți de botez și nuntă 2 în 1, că așa vrea ea. Tu vrei de Crăciun la tine acasă cu colindători, ea vrea în familie, stați așa. Deci, la mulți ani, 7 luni de cuplu. Mamă, mi-aduc aminte cât de greu a început povestea voastră. La o lună de cuplu erați certați, vă veneau flori. Așa. Nu primeați, tu nu vrei să îi le dai. Ea le aștepta, foarte știți, frumos. Nu? Țineți? Amintim. În studio. El era pe o gradenă, ea pe alta. El venea, le ducea, le lăsa. Eu făceam pe orgolioasa. Le lăsa așa, pe banchetă și pleca. Țineți minte prin câte am trecut? 7 luni au trecut cam de atunci. Ia uite. Și astăzi sunt bine fericiți. Uniți și pare că nimic nu-i mai desparte, prin câte am trecut noi, nu? Doar Crăciunii mai desparte, că înțeleg că asta își dorește, nu știu, Raimon zice că tradiția la Cristian, nu știu, care e tradiția la Cristian? Cam așa e, pe tradiția cu băieții la Cristian, și cu colindătorii? Da. Și nevestele cu copii ce fac la Cristian? Vin și ele dacă vor, dar nu dacă e... Dacă vor ele, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Și nici recomandat. Și nici recomandat. Adică e mai bine fără. Să te ia acasă să lege-ne la covată copiii. Nu, să schimbă acum situația. Ia, asta zice ea, că acum se schimbă situația, în familie se petrece. Păi dacă ne căsătorim, vă dați seama că nu mai pot să fiu chiar așa, hai. Dar și dacă nu vă căsătoriți și sunteți logodiți, cum ai de gând? O lași cu bunica și pleci la... No. Asta crede el. Hai, fac și eu așa, vise. Îți faci tu vise. Bun, el însă mai are o fantezie. După ce îi dă tortul și o sărută, să-i dau cu tortul în față. Vrea el să facă treaba asta. Uite, și că să-i dau cu tortul în față, nu pot să mă abțin. Lasă-mă să am plăcerea asta. Îți spun, te iubesc și bang. Nu faci tu treaba asta pentru iubitul tău? O declarație mai frumoasă de atât, nu, nici că s-ar putea. Sau o surpriză de ziua mea. Să stau și bran. Pa, pa, nu e frumos? Ba da, mie îmi place, da. Și la urmă baie în frișcă și nebunie și... O să vedem ce să fie. Bun. O altă discuție acum între Constantina și Oana, pentru că înțeleg, Oana te-a îmbrăcat în ciorapi prin casă. Nu chiar. Adică nu ciorapi în sensul de dress. S-a îmbrăcat în
Da. Dresuri și în fundul gol, practic. Nu, erau niște colanți, eu făcusem duș și i-am tras repede pe mine, am văzut că sunt așa transparenți, trebuia repede să fac mâncare și am zis că suntem doar noi fetele, au două fete la bucătărie. Zic, la cameră nu se vede că sunt transparenți. Cum suntem doar noi fetele la bucătărie și nu se vede? Da. Mamă, știi câți bărbați sunt în camera, în regia mică? Vă pup! Știi câți bărbați sunt? Mulți! Care învârt camerele după voi și dacă vor, ei dau zoom, știi? Da, și așa, prin plan, mare, fundul. Cred că au văzut și ce model de floricele ai pe... Da. Eu am mai fost odată... Plus că mai sunt foarte multe mii afară, se uită pe Antena Play. Dar în rest nu e nicio problemă. Eu am fost în platou odată cu o rochie, cu o bluză care practic era transparentă și m-am văzut în poze și pe plasmă se vedea opac, adică nu era nicio problemă. Zic, cred că așa se văd și colanții ăștia. Repede fac o salată și mă duc să mă schimb. Dar până să mă schimb am primit mesaj. Deci îți dai seama că dacă ai primit mesaj au văzut toți băieții, nu? Frumusețe de colanți. Ți-a spus și Constantina. Bun, și dacă nu se vede la TV, se vede în casă, în primul rând. Și Mariana o susține și spune, măcar să fie ceva peste fund. Da, pe trebuia la o bluză. Da, o bluză mai lungă. Da, vi s-a părut că era așa evident? Se vedea foarte clar. Păi și până să primesc mesajul, nu mi-a spus nicio fată. Oana, ești cam transparent. Adică m-au lăsat așa în durerea mea. Dar oricum a văzut și ea în oglindă. Știai și tu că chiar ai zis că m-am uitat în oglindă și... Ai zis tu, chiar trebuia să pun șorțul invers, știi? Măcar trebuia să pun șorțul invers, da, dar până la mesaj era ok. Oricum e greșeala mea, încerc să... Dar tu n-ai văzut când te-ai uitat în oglindă? Am văzut, dar nu mi se... Adică am zis că nu se vede așa transparent la camera. Bun, mergem mai departe și înțeleg că de la Grigore că...